Familia Stanca este proprietara clădirii în care funcționează clinica de chimioterapie de la începutul acestui an. Timp de 5 ani, romii s-au luptat în instanță cu statul român, iar acum au câștigat imobilul. De 3 luni ei negociază cu primăria Timișoara plata unei chirii pentru spațiu. Nu au ajuns la nicio înțelegere cu edilii, așa că membrii familiei au decis să recurgă la o măsură drastică. S-a mutat de la palat printre bolnavii de cancer. Astăzi mă mut acolo și gata, mut copiii acolo, mut mobila, mut scaunile, mut ce am, mut acolo și gata, ce să fac? Că m-am rugat cu frumosul cu ei. Păi dacă ei nu mă înțelege, ce să fac? În scurt timp de la sosirea camionului cu lucrurile familiei, proprietarii s-au apucat de reamenajarea clinicii. Nu ne frică. No, hai băieți, desfaceți să spun. Nu să vă tragă curentul. Păi nu, că închidem noi ușile. Că aici sunt alele care sunt mai bune. De ce faceți dormitor? Da. Îmi facem dormitor. Am aici. Hai să luăm șase. Aducem și fotoliul ăla. Unde îl facem loc? Aici. Polițiștii locali au fost chemați imediat să intervină. A fost nevoie de negocieri pe holurile spitalului, ca familia Stanca să plece cu tot cu mobilă. Cine avem plăcerea? Cu proprietara. De 3 luni de zile tu ne amână de azi pe mâine. Sunt niște acte procedurale care adevărat. Urmează să-și facă adevărat, efectul. Nu e adevărat. De aceea noi vă rugăm, nu e adevărat. Amiabil, vă rog frumos, să ridicați acest fotoliu. De ce? Și să duceți înapoi în proprietatea mea, eu nu plec de aici. Doamnă scumpă. E proprietatea mea să vină orza să ne plătească chiria. Pentru tot deranjul creat, familia Stanca a și fost amendată. Ce am făcut? Am făcut vreun deranj, ceva? Ce fac? Conform legii trebuie să vă sancționez. Și cu ce mă sancționez? Cu amendă. Mă, na, cu amendă, să mai mă amendez pe bunul meu. Să plătiți amenda? Nu o să plătesc. Reprezentanții primăriei Timișoara spun că familia Stanca nu avea de ce să se mute în clinică, mai ales că negocierile nu s-au terminat. În momentul de față, cel puțin eu nu știu, n-am la cunoștință, nici domnul director Mazilu de la spital nu are cunoștință de vreo punere în executare prin procedurile de executare silită privind evacuarea. Orice cetățean poate să aibă apucături, ca să folosesc alt termen, la tentativă de mutare. În acest moment, reprezentanții primăriei spun că pot oferi doar 2 euro pe metru pătrat, pe când actualii proprietari cer o chirie de 7 euro. Clinica are în total 1000 de metri pătrați.